Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă organizată de CSM Ceahlăul de Atenea, cu ocazia partidei pe care echipa noastră o desfășoară sâmbătă 26 august cu CSM Ioveni, etapa 4 a ligii a doua. În fața dumneavoastră sunt președintele Cătălin Antona, bună ziua. Săpun, Valentina Vădani și jucătorii Cristian Jalbă și Marius Savu, ultimii doi marcatori partida pe care am câștigat-o săptămâna trecută la Târgu Jiu. Domnule Anton, bună ziua încă o dată tuturor, vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc că sunteți alături de noi, vă mulțumesc că împărtășiți aceleași dorințe, același entuziasm cu noi, suntem pe un trend pozitiv, am avut o serie de rezultate pozitive, ați văzut cum am câștigat și în cupă, două meciuri de cupă, ne-am calificat mai departe, vom juca cu Universitatea Cluj săptămâna viitoare, jucăm până atunci în acest weekend cu o echipă căzută din Liga 1, nu trebuie neglijat acest aspect. E o echipă care a fost constituită în Liga 2 pe osatura vechii echipe de Liga 1. Au rămas, după câte am înțeles, 9 jucători din cei care au fost în echipa Ligii 1, iar restul sunt aduși ulterior. Trebuie să ne păstrăm concentrarea, trebuie să ne păstrăm focusul, trebuie să ne păstrăm entuziasmul, trebuie să fim exigenți cu noi înșine, mulțumim staffului tehnic prin participarea domnului Valea Vădănii la această conferință și aș dori să-i dau cuvântul pentru a exprima deci, atmosfera din cadrul echipei și așteptările vis-a-vis de meciul care se va desfășura sâmbătă la ora 11. Bună ziua! În primul rând trebuie să avem grijă de faptul că ultimele 4 meciuri am avut numai victorii și fără gol primit. Asta înseamnă că am încercat să aducem echipa la un nivel foarte, foarte bun. Cel puțin pe fază de apărare. E foarte bine că s-a reușit deocamdată. Încercăm să continuăm pe același drum. Suntem conștienți că meciul de sâmbătă va fi mult mai dificil, mult mai greu. Știm, cum a spus și domnul președinte, că cei de la Mioveni sunt o echipă foarte bine organizată, o echipă care are doar 3 puncte, făcute din 3 egaluri, bineînțeles, dar cu echipe mult mai bine clasate. De asta trebuie să avem grijă de noi, de jucători, de echipă, pentru a avea cel mai ridicat nivel la meciul de sâmbătă. Până la meciul de miercuri, cum a spus și domnul președinte, sau miercuri sau joi, depinde. De meciul de cupă, da? Da, de cupă. Urmează, cel mai important meci este cel de sâmbătă. Poate să revenim la jocul din etapa a patra de la Târgu Jiu. Un joc bun al echipei noastre, de plasare lungă. Bine, ați plecat cu zi două înainte. Ce ar mai fi de îmbunătățit pentru următorul joc? Pentru că dacă ne uităm în clasament, Mioveniu, deocamdată au parcă sunt 3 rezultate de egalitate. Cum crezi că va fi jocul? V-am spus și mai devreme, au doar 3 puncte, dar din 3 rezultate de egalitate, cu 3 echipe foarte, foarte bine cotate. Bine, foarte bine cotate, da, care au fost în clasamentul campionatului trecut destul de sus. FC Argeș a retrogradat, este o echipă care are, știu eu, pretenții mari la promovarea anul acesta și abia au făcut egal la Mioveni. Vali, ce știi despre Schumacher? Ai putea să joci cu el? Doar a fost o perioadă scurtă și la Petra Neamț. Da, am fost colegi o parte de timp, o bucată din cariera mea, ca să zic așa, pe finalul carierei, am fost colegi. Ca jucător l-am cunoscut și ca adversar. Ca jucător l-am cunoscut și ca și coleg. L-am cunoscut și îl cunosc destul de bine și ca antrenor. Am fost colegi la licență. Este un om destul de priceput, un antrenor destul de priceput, dornic de a urca cât mai sus în carieră. A lucrat lângă antrenorii pricepuți, a fost secund
la câțiva antrenori cu experiență și sunt convins că a căpătat și el experiența necesară pentru Liga a doua. Monica? Două întrebări. După seria de victorii, ați ajuns la maximul de închegare a echipei sau este loc de mai bine? Spuneați ceva de că ați consolidat apărarea foarte bine. Nu pot să spui că după două meciuri, după două victorii, sau patru victorii, au fost și meciurile de cupă, s-a închegat echipa. Echipa nu se poate închega după o lună, două, trei, mai ales la numărul de jucători care au venit la echipa noastră. În alte situații, la alte echipe, chiar durează 3, 4, 5 luni, până se formează într-adevăr. De lucrat. Totdeauna de lucrat, nu putem să spunem că am ajuns la nivelul maxim. Totdeauna mai este de lucrat. Și a doua întrebare și pentru cei doi jucători. Într-un ritm atât de alert, se resimte oarecum oboseala, chiar dacă suntem la început de campionat, dar totuși ați jucat foarte des. Bună ziua! Nu neapărat că sunt oboseala, pentru că ne-am avut avantajul că suntem foarte mulți jucători în lot. Și... Da, au fost o rotație. Meciurile de campionat față meciurile de cupă. Și am avut o oarecare pauză, să zicem așa, chiar dacă cei care n-au jucat în cupă am avut antrenament în ziua meciului, oricum a fost mult mai ușor pentru că nu a fost nevoie să jucăm sâmbătă-miercuri și tot așa și nu pot să zic că s-a simțit oboseala. Oboseala s-a simțit mai mult din cauza deplasărilor lungi. Adică cel puțin eu așa am simțit, dar... La ora jocului m-am simțit foarte bine, adică toți ne-am simțit foarte bine și asta cred că contează. Bună ziua! După cum a spus colegul meu, Cristian Gealbu, a fost meciul în cupă, meciul de campionat, unii jucători au amenajat pentru campionat, unii jucători pentru cupă, am avut timp de refacere. Tu ai făcut pasul de la cupă la campionat, ai marcat în cupă și ți-ai câștigat locul de titular. Cât de dificil este parcursul la Liga a doua? Cum ți se par meciurile, adversarii? Nu mi se pare mare diferență. La sezonul trecut ai făcut la Liga a treia, nu? Da. Vale, care ar fi absenții, care ar fi problemele de lucru pentru partea de sâmbătă? Probleme foarte, foarte mari nu avem. Deocamdată doar Agvasi, care știm foarte bine, sau știți și dumneavoastră foarte bine, este cu problema cu mâna. Sperăm cât mai curând să poată juca la meciurile oficiale. Și Vasile Petra, nu? Și Vasile Petra, care e în recuperare după operație. Chiar nu mai avem ce să... Deocamdată, știu, 3-4 luni, nici nu ne gândim la... Și unii și un pic cu interopolită. Selmania ar putea fi o soluție? Deocamdată nu știm nimic de Selmania. Adică nu sunt toate actele puse la punct. Din ce am înțeles eu. V-ați făcut echipă de top pentru meciul din Cupa României? Că nu, ar trebui să demonstrăm. Echipă de top. Echipă de top este la fiecare meci. Fiecare jucător pe care îl folosim este la știu eu, nivel maxim. Fie că este meci de campionat, fie că este meci de cupă, noi trebuie să avem încredere și să jucăm cu jucătorii cei mai bine situați. Patrick Petri a avut un randament bun în ultimele jocuri oficiale. Ar putea fi o soluție pentru primul 11? Bineînțeles, cum am spus și dumneavoastră, fiecare jucător este soluție, fiecare jucător este în vederile profesorului, în vederile domnului Pustai, pentru post de titular sau de banca de rezervă. Vali, ce semn eu vin, am mai reușit cu transferul din ultima săptămână. Dandea, chiar cu foarte mare experiență, Dandea. A jucat și în Liga 1, în cupele europene, Dandea, fundaș central. La noi se prefigurează, din ce știi, până la finalul perioadei de transferări să mai legitimăm pe cineva, Selmani sau poate și un alt jucător, ceva.
Sperăm ca Selmani să fie legitimat până la finalul perioadei. Ce ne dorim foarte, foarte mult este ca jucătorii pe care i-am adus să confirme și să se ridice la nivelul la care ne așteptăm. La meciul de acasă cu Reșița am observat că Vanderul, Matei Moradu, suferea, avea o mică accidentare la călcâie. Este bine, okay, este bine acum, este bine acum, da, da, este bine acum. Se antrenează cu lotul, deci totul este în regulă. Gelu? Domnul președinte, vă rog. Știm când lotul total al echipei, lotul de jucători, mă refer la jucători, mai sunt 2-3 sportivi, au primit cărțile verzi pentru a putea intra în pregătiri, adică în pregătiri sunt. Da, da, da. În principiu toate actele au fost îndeplinite și duse la bun sfârșit. Vreau să fac o precizare. Să știți, apropo de întrebarea dumneavoastră până la sfârșitul perioadei de transfer, ne ocupăm cam în fiecare săptămână totuși să mai aducem jucători în probă. Nu pot să declar numele lor sau ceva pentru că nu sunt opțiuni sigure. Dar avem colaborări și aducem jucători în probă și încercăm să îmbunătățim calitatea echipei pe anumite compartimente unde poate suntem oarecum ușor deficitari. Dar, pe de altă parte, pot specifica că avem un prim 11 bine coagulat și o bancă de rezervă care este extrem de promițătoare și poate înlocui primul 11. De asta, cumva, nu ne este frică să desfășurăm meciurile atât în campionat cât și în cupă. Deci, încă o dată fac apel la toți cei care nu au cumpărat încă abonamente. Vă rugăm, cumpărați abonamente, pentru că aceste abonamente vă asigură și participarea la meciurile din play-off-ul Cupei României. Fiți alături de noi! Vă rugăm, mulțumim celor care au achiziționat abonamente până acum și vă așteptăm pe cei care încă n-ați reușit să achiziționați din diverse motive, ați fost plecați în concediu, veniți alături de echipă. Noi avem nevoie de voi. Performanța nu poate fi făcută decât cu cel de-al 12-lea jucător, publicul. Vă mulțumesc. Ciprian? Da. Pentru domnul antrenor secund, e mai greu în acest sezon un joc pe teren propriu sau un joc în deplasare? Ținând cont de faptul că afară nu mai e presiunea publicului, iar acasă suntem cam condamnați să câștigăm, suntem sus deja. Din punctul meu de vedere este aproximativ la fel ca și presiune, și în deplasare și acasă. În deplasare, da, fiind faptul că sunt suporterii echipei gazdă, să zic așa, care pun oarece presiune pe noi. În schimb, la meciurile de acasă s-au văzut numeroși spectatori, chiar neașteptat de mulți, care într-adevăr pun o presiune suplimentară pe întregul lot de jucători. Marius, te-ai așteptat la parcursul acesta până pe locul 4, după etapele? Da, m-am așteptat, ne-am pregătit foarte bine în cantonament. Jucător bun, noi, veniți, m-am așteptat la parcurs, pardon. Consider vreo echipă surprinzătoare în acest start de campionat, în seria noastră? Nu neapărat, dar fiecare meci vom lua în parte. Ați legat prietenii cu noi jucători, veniți? Da. El trebuie să lege cu cei pe care îi vestești. Păi, mă refeream de străini, nu da, de... Da, da. Dacă s-a depășit bariera lingvistică. Gelu, pentru cei doi sportivi, sâmbătă, joi, Cupa României, pentru noi suporteri e ok că în sfârșit vine o echipă din Liga 1, o echipă care în situație e campion ultimul loc, în plasamentul Ligii 1, o echipă Cluj, cu sportivi profesioniști. Vă este greu, ținând cont de 4, între cele două jocuri, 4-5 zile, prin pregătire și prin odihnă, să întâlniți, mă rog, Miobeniu, sâmbătă și joi, Universitatea Cluj? S-a miste? Sau, mă rog, care? N-ar zice că e greu, pentru că sunt 4-5 zile care ai timp să-ți revii. Plus la asta, la noi, refacerea este foarte bună. Mai mergem la un fel de tratament, să zicem așa, care ne ajută mult mai repede să ne revenim. Și nu cred că este o problemă. Din contră, este o oportunitate foarte mare și frumoasă. Mai ales pentru Piatra Neamț, pentru oraș.
bine echipele Liga 1 și trebuie să joci din elan. Adică nu mai ai timp de scuze, sunt obosit sau chiar dacă nu-i cazul. Vali, Bucluș va juca în campionat luni seara, joi probabil cel mai sigur meciul cu noi. Duminică vor avea din nou meci în campionat. Crezi că vor menaja o parte din jucători? Vă așteptați la surprize din punct de vedere tehnico-tactic? Dar fiind faptul că ei în sezonul trecut al Cupei României au ajuns până în finală, nu cred că vor să renunțe atât de ușor. Chiar și dacă ar juca cu echipa, știu, cu o echipă care nu face, echipa a doua, echipa de, cu mai multe rezerve. Să știți că au, sau știm și noi că au un lot foarte, foarte bine pus la punct. Deci, indiferent de numele care vor veni și care vor juca la meciul cu noi, sigur nu va fi un meci ușor. Vor fi jucători de calitate. Absolut, absolut. Bucluș este o echipă cu tradiții, 1919, la fel ca și noi. Societate, avem o revanșă de luat față de Bucluș, de pe cea mai drastică înfrângere. În 2015. În 2015, în anul retrogradării, acel 0-6, am impresia că Cătălin Ștefănescu încă mai era atunci la noi. E adevărat. Noi ne aducem aminte și de alte rezultate pe care le-am avut cu Universitatea Cluj. Sunt sigur că vi le aduceți aminte când am câștigat la noi acasă cu 5-0. Când au retrogradat ei. Sunt momente de face parte de joc. Fotbalist. Exact. Momente de joc. Așa da, este la fiecare. Adversarul nostru de sâmbătă, ce semn eu vende? Este o formație reputabilă în apărarea. Este o echipă foarte bine organizată pe faza de apărare. Foarte bine organizată pe faza de apărare. Sunt jucători cu experiență. Sunt jucători de calitate. Marea majoritate au jucat în Liga 1 și cunosc foarte bine. Adică încearcă să pună în aplicare strategia pe care le-o transmite domnul Schumacher. Marius, ai marcat și în cupă în deplasare, și în campionat în deplasare, și în campionat acasă. Practic ai avut 3 goluri în 3 meciuri. Ești jucătorul nou pe val, așa, care este în momentul ăsta la echipă. Cum te simți în postura de mijlocaș dreapta și inclusiv pe flanc cu colegul tău, Pedro, din apărare? Mă simt foarte bine. Comunicăm foarte mult. Ne ajutăm unii pe alții. Sper. Meciul de la Târgu Jiu chiar ai beneficiat de o pasă de gol de la el, nu? Da. De asta am și întrebat. Sper să facem o figură frumoasă acum cu Mioven. 3 puncte să câștigăm victoria. Cristi, tu la primul gol oficial, la a treia descălecare a ta la Piatra Neamț, cum a fost? Ai fost pe fază la momentul potrivit? Ai urmărit respingerea portarului? Da, a fost un gol colectiv, pot să zic. Adică am fost omul potrivit la locul potrivit. Mă bucur pentru asta, dar mă bucur că am câștigat, am luat cele 3 puncte și avem încredere săptămâna aceasta pentru meciul de sâmbătă. Pentru amândoi, cum ați simțit în repriza a doua? Deci s-a părut că echipa noastră a făcut pasul înapoi. A jucat la menținere rezultatului, am mai încercat să-i surprindem pe contraatac, nu ne-am asumat mai multe riscuri. Cum a fost în teren? Cum i-ați simțit pe cei de la Pandurii? Nu aș zice. Sigur, cei de la Panduri au urcat liniile, normal. La 2-0 e normal să urci liniile, dar nu pot să zic că noi am făcut pasul înapoi. Pur și simplu, în repriza a doua am încercat mai mult să ținem de minge, că am făcut un drum foarte lung până acolo. Era normal să simt o oboseală în a doua repriză și decât să alergăm noi după minge, mai bine să alerge ei și de aia și am încercat să ținem mai mult de minge în linia de spate, să zic așa, dar nu că am făcut noi pasul. Și în repriza a doua au fost câteva ocazii clare de gol, adică nu clare de gol, dar câteva ocazii la poarta lor care puteau să finalizeze cu gol. Înaintea meciului cu Mioveni, mai considerați pretendenții între echipele care ar putea să se bată pentru promovare? Mie, sincer, nu-mi place să zic de o echipă de pretendentă sau nu-i pretendentă, pentru că în acest sezon de Liga 2 mi se par toate echipele echilibrate și în orice meci e posibil absolut orice. Sigur, este o echipă foarte bună, care nu trebuie să facem, să mai zicem de ei cine sunt sau cine au fost.
cu un antrenor bun, cu un lot de jucători foarte buni, dar noi trebuie să ne facem jocul nostru, trebuie să ne concentrați la ora jocului și la final să fim noi victorioși. Și pe această cale așteptăm fanii la stadion, le mulțumim pentru suportul acordat la meciul cu Reșița, s-a simțit foarte mult din teren, ne-am simțit împinși de la spate și vă așteptăm la meci, vă așteptăm să cumpărați abonamente, pentru că doar așa vom reuși împreună. Domnul președinte, meciul de cupă îl jucăm în nocturnă? Nu știu deocamdată. Vom vedea ce meciuri se desfășoară în ziua respectivă, dar vom discuta probabil și la conferința de presă din săptămâna viitoare, vom mai face o conferință de presă premergătoare acestui meci. Sunt trei meciuri în care sunt implicate echipe de top din Liga 1 și probabil că ierarhizarea importanței o va face televiziunile. Există o șansă importantă să jucăm și în nocturn. E meciul foarte important pentru noi datorită faptului că ulterior am promovat în grupele cupei. Este adevărat, da. Ne dorim lucrul acesta. Sperăm ca toate așteptările noastre să fie îndeplinite. O secundă. Eu vreau să mulțumesc jucătorilor să se ducă la antrenament vestiar ca să nu fie discuții legate de prezența lor acolo. Și mai departe aș vrea să rămână domnia Ton și Valea Vădărului ca să discutăm puțin și despre subiectul CSMC. Mergi, Cristi, ok. După care de... Mulțumesc frumos, o zi frumoasă. După care de clinică începe campionatul în Liga a 4-a. La revedere. O deplasare la ASE Grumăzești, urmată de o etapă secundă, tot în deplasare la Vântul Costișan. Am discutat cu Valea Vădanii să rămână, trebuie să discutăm despre acest subiect și pentru că el în anii trecuți a fost antrenor la echipa a doua la vechiul club și să vorbească despre necesitatea acestei unei astfel de echipe. Menționez faptul că de echipa a doua sau antrenorul principal va fi Andrei Vițelanu. Da, ce aș putea să spun? După cum am promis în prima conferință de presă pe care am susținut-o aici la Piatra Neamț, ne dorim dezvoltarea centrului de copii juniori, ne dorim ca toți copiii și jucătorii echipei principale să aibă cât mai multe jocuri în picioare. De aceea am decis la nivelul bordului a Comitetului de Conducere a Clubului să ne înscriem și în competiția de Liga 4 cu o echipă, lucru care l-am realizat și în consecință suntem într-o serie de 11 echipe. Primele două meciuri se vor desfășura în deplasare, așa cum a spus colegul meu, Marcel, probabil duminică la ora 11. Da, în deplasare primele două. Deci, obiectivul nostru cu această echipă de Liga 4 este promovarea în Liga 3. Ca obiective secundare este să creiem condițiile pentru jucătorii tineri, deci chiar cei de 17-19 ani și jucătorii de la echipa mare, care nu prind jocuri în primul 11 sau poate nu sunt în condiția fizică potrivită pentru desfășurarea jocurilor din campionat, să aibă jocuri în picioare la echipa de Liga 4. Sperăm să ne atingem și acest obiectiv, promovarea în Liga 3. Vă spun, o să vă fac o surpriză, probabil în una sau două săptămâni, vă voi anunța că centrul de copii și juniori s-a mărit considerabil. Suntem pe cale să semnăm niște parteneriate extraordinar de importante cu cluburi private din județ care vor să-și aducă contribuția la dezvoltarea centrului de copii juniori. Pentru că, într-un final, dacă mi-aduc eu bine aminte, pe vremea Ceahlăului în glorie, jucătorii primei echipe erau preponderent din Piatra Neamț. Mi-ar place și consider chiar un obiectiv personal ca la un moment dat Ceahlăul, echipă de top în Liga 1, să fie constituită din jucători români, jucători autohtoni de aici, din Piatra Neamț. Jucători care pot face performanță. Și baza de selecție din cadrul acestui județ, am certitudinea că este extrem de consistentă. Planurile pe care le-a anunțat au o bătaie destul de lungă. Să înțeleg că vă veți prelungi de termen în anul la noi? Nu pot să spun, depinde de starea mea de sănătate. Andrei Vițelanu poate fi o soluție și pentru
prima echipă a Ceahlăului 2 în teren. Domnul Valeu, vă rog să... Ca și antrenor jucător, sigur că da, dacă dânsul crede că este apt de joc, bănuiesc că ar putea să, să facă parte din, din lot, din primii 18 sau 20, 18 jucători de câmp. Vom vedea, nu știu, asta depinde doar de el. Vale, în anii trecuți ai antrenat echipa a doua a clubului PC Ceahlăului. Dăm exemple de jucători care, venind de la echipa mare, s-au rodat, s-au pregătit, au înțeles necesitatea participării la jocuri și după aia au refăcut pasul către, către divizia. Cunoaștem mai mulți jucători care au, care încă mai joacă. Andrei Marc, spre exemplu, încă joacă la, la Liga a doua acum. Sunt, au, fost, au trecut foarte mulți jucători din oraș sau din prejurimele orașului pe la, pe la juniorii noștri, apoi la echipa a doua, apoi la, la echipa mare. Este un beneficiu extraordinar faptul că s-a rezolvat cu, cu promovarea sau cu formarea echipei a doua. Chitoșcă, Gorea, cum am spus, Marc, Ichim, sunt foarte, foarte mulți jucători, Hărăguță, portarul, foarte mulți jucători care au, au trecut prin, prin vestiarul echipei a doua. S-a rezolvat problema cu tabela de marcaj sau cu împrumut? Vom merge la cele două meciuri? Da, pe împrumut. Ok. Asta e. O rezolvă. Pentru dumneavoastră. Știți, pe pagini sociale, totul scris de suporteri, venind la meci, nu au un bar de apă de băut, nu au toalete și pentru doamne, s-a organizat ceva între timp. Da. Da. Nu, fac precizarea că toalete sunt disponibile, deci acest stadion am fost teribil de surprins. Nu, 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 sunt toalete funcționale, deci realmente. Nu știu ce să fac, deci dacă e necesar să publicăm și pe pagina de Facebook unde este accesul, chiar realmente sunt. După câte am înțeles aici, sunt aproximativ 136 de toalete disponibile în cadrul acestui complex sportiv. Da, nu? Nu-i vorbim de 8-10 toalete, deci nu. Bineînțeles, includ și birourile administrative și tot, adică toată baza sportivă. Dar sunt toalete la dispoziție. Apoi, referitor la apă, după cum știți, sunt niște considerente pe care ni le impună jandarmeria. Deci nu se pot intra cu recipiente de sticlă sau cu recipiente care conțin dop, pentru că pot fi utilizate ca și obiecte contundente și pot fi, știți foarte bine cazul meciului de la Dinamo în care arbitru a primit un pahar cu apă în cap, se întâmplă orice. Dar vă spun, țâșnitorile din jurul stadionului funcționează toate și în același timp am obținut aprobarea celor de la jandarmerie să se poată intra cu sticle de jumătate de apă fără dop. Deci, da, de o, pentru a pune puncte de vânzare în cadrul stadionului, sunt necesare hotărâri de Consiliul Local, trebuie să obținem niște aprobări. O vom face, promit lucrul ăsta că vom găsi o soluție. Trebuie să găsim și agentul economic care să aibă autorizare pentru valorificarea produselor în, nu știu, volant sau ceva, da. Deci și oricum ni trebuie câteva aprobări. O să o rezolvăm. Dar deocamdată, repet, țâșnitorile funcționare și toți spectatorii pot intra cu o sticlă de jumătate de apă fără dop. Dacă putem găsi pe pagina de Facebook, eventual, tot vorbim despre echipa a doua, componența locului integral. Desigur, da, vom publica acest lucru. Da, da, da. Tot ce este nevoie și stat. Și pentru dumneavoastră aș vrea să vă pun o întrebare tehnică. Știu că poate este din clipa acum, dar noi ca echipă de Liga 2 am fi putut avea formație satelit la Liga 3. Am vrut să nu ardem etapele, să o luăm de jos de Liga 4 sau care a fost strategia? Nu, strategia ține, cum să vă spun, în speță și mândria noastră. O luăm de acolo de unde trebuie început, promovăm pe drept sportiv, va rămâne echipa Ceahlău 2. Deci nu am renunțat la ideea unei colaborări directe cu o echipă din Liga 3, în care, din Liga 3, în care poate ar fi existat și alte persoane care ar fi vrut să exercite un drept de conducere, decizii în cadrul clubului. Tocmai de acest lucru,
parte din jucătorii noștri under care ne-au ajutat la Liga a 3-a, joacă acum la alte formații, la Șomus Părticeni sau la Alba Iulia, sau ar fi o oportunitate pentru ei să joace la Liga a 3-a pentru noi într-un viitor. A fost decizia staffului tehnic a anumiți jucători să fie împrumutați acolo unde au sigur posibilitatea de a juca 90 de minute. Și o decizie extraordinar de bună, atât pentru jucători, cât și pentru noi. La momentul în care perioada de împrumut se va finaliza, acești jucători se vor întoarce la noi. Dar în același timp încercăm să construim o echipă de Liga 4-a, acolo unde copiii, cei tineri, pot să-și facă pași normali către performanță. O Liga 4-a să aibă mândria promovării în Liga 3-a, la Liga 3-a pe urmă pot să facă un pas către Liga 2-a și pe urmă să vină la echipa noastră care va fi în Liga 1-a. Deci avea o concurență acerbă în orașul Piatra Neamț. Este o nouă echipă înființată. Petricica, nu? Sau cine? La Liga 3, da. Care ca și dumneavoastră are gânduri mari. Foarte bine. Cel mai bun să câștige. Cum anticipați concurența în Piatra Neamț, care nu a avut mulți ani valii și pentru tine nu am avut echipă la Liga 4-a? Da? Pe când suntem noi cea plăută în Liga 3-a, n-am avut echipă la Liga 4-a, orașul Piatra Neamț. Și acum, din acest sezon, avem două echipe deja. Și în aceeași serie. O emulație? Cum crezi? Cum vezi? Cred că ușor, ușor începe ca fotbalul să renască în oraș. Odată cu promovarea echipei CSM Cehlău în Liga 2, am transmis spiritul de fotbal și altor persoane. Dorința de a crește, de a ajunge cât mai sus, se pare că a preluat-o și Florin Axinia și a format la clubul lui, la Pietricica, și echipa de Liga 4, echipa de seniori. Meciurile de acasă îi veți juca ambele formații pe terenul sintetic, am înțeles, da? Da, 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 așa este, dar probabil nu or să fie, știu, în aceeași zi. Cred că... Și bănuiesc că și pe țintar tragerea va fi alternativă. Când va juca sigur, sigur. Ca acasă, voi în deplasare. Sigur, și, sigur. Cred că asta a fost... Capul. Exact, cred că asta a fost... Bine, este, știu, problema strictă a celor de la AJF. Gelu? Da, tot o întrebare tehnică privind publicul. Credeți că e un abuz, sau nu știu cum să spun, folosesc ghilimele, faptul că nu lăsați publicul la pauză să iasă din stadion și să revină? Nu, la acest meci vom lăsa publicul. Am analizat situațiile care s-au petrecut la meciul precedent și am discutat cu cei de la jandarmerie și cu cei care sunt de la device-urile de scanare ale biletelor și în pauză publicul care își dorește poate să meargă, de exemplu, să iasă la Sestre, să cumpere o apă sau la magazinul de alături. Mulțumesc! Sau? Reclamă. Ați zis doar de Sestri, de ce faceți? Nu fac, nu-i nicio formă. Eu pentru mine mai cumpăr o cafea de acolo, asta e ideea, nu neapărat. E cel mai apropiat de porțile de acces la Tribuna 2. Da, mulțumesc frumos! Mulțumesc! Succes!